Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la ora expertizei. Candidatul desemnat pentru funcția de premier, Ion Sturza, a început astăzi consultările cu reprezentanții partidelor parlamentare. Primul în listă a fost Partidul Liberal Democrat. După întrevedere, Sturza a declarat că încă nu s-a discutat despre numele posibililor miniștri, ci despre integritatea viitorilor membri ai guvernului. La rândul său, vicepreședintele PLDM, Valeriu Streleț, i-a promis susținere candidatului desemnat. Discuțiile s-au desfășurat la sediul PLDM și au durat mai bine de o oră. Ion Sturza a venit însoțit de un agent de pază de la Serviciul de Protecție și Pază de Stat. După întâlnire, candidatul desemnat pentru funcția de premier a declarat că a vorbit despre principiile de formare a executivului, problemele țării și profilul viitorilor miniștri, subliniind că are viziuni comune cu liberal-democrații. Ion Sturza susține că din viitorul cabinet de miniștri vor face parte doar cei care vor semna o declarație de integritate ce va fi întocmită împreună cu reprezentanții societății civile. Eu îmi doresc să aibă un guvern care nu va fi abonat la partid. Asta nu exclude participarea în acest guvern a figurilor politice cu o condiție. Ei trebuie să-și suspende pe perioada mandatului apartenența sa politică la partidul respectiv. Vor fi și oameni noi, vor fi și oameni care cunoașteți foarte bine din actualul guvern, din fostele guverne. Eu sunt deschis la propunerile partidelor pe principiile care le-am enumerat. Se declare că nu are cazier juridic și fiscal, proprietatea toată poate să o justifice care o are astăzi, poate să declară că nu are conflict de interese, că nu este implicat în relații cu serviciile secrete din țară sau din extern, că are un profil moral public. Sătos. Fracțiunea parlamentară împreună cu Biroul Permanent Central a decis în unanimitate să susțină candidatura domnului Sturza și urmează deja în perioadele următoare, la solicitarea domniei sale, să delegăm persoane sau să venim cu careva sugestii și propuneri pentru programul de guvernare. Principalul capitol din programul de guvernare asupra căruia vom insista ține de reforma instituțiilor cu subordonare parlamentară, cu mandat de supraveghere, control și reglementare, în special cele din domeniul dreptului. Fracțiunea parlamentară a PLDM este formată din 19 deputați, dintre care însă unul, liderul partidului Vladimir Filat, nu poate participa la ședințele Parlamentului, deoarece se află după gratii fiind cercetat penal în dosarul jafului din sistemul bancar. Ion Sturza este convins că va obține și celelalte voturi din numărul necesar de cel puțin 51. Mai mult, el crede că pentru candidatura sa ar putea vota până la urmă și deputații din PD, care imediat după desemnare au respins-o categoric. Bineînțeles că va fi votat. De la cine așteptat aceste voturi? De la membrii Parlamentului, inclusiv de la Partidul Democrat. Astăzi au spus că nu, cine știe ce mâine. În timpul apropiat, Ion Sturza urmează să lanseze invitația la dialog către toate celelalte fracțiuni parlamentare și grupul Leancă. De menționat că anterior președintele Partidului Democrat, Marian Lupu, a declarat răspicat că Sturza este un candidat fără șanse și nu va accepta întrevederi cu el. Și socialiștii, dar și comuniștii, atât cei care au rămas în fracțiunea parlamentară, cât și cei care s-au desprins ieri de pe CRM, au menționat că nu-l vor vota pe candidatul desemnat de șeful statului. Reprezentanții PL nu au venit deocamdată cu o poziție clară, iar grupul Leancă afirmă că este dispus să se așeze la masa de discuții. Ion Sturza are la dispoziție 2 săptămâni pentru a cere votul de încredere al legislativului asupra programului de activitate și a întregii liste a guvernului. Dacă Parlamentul nu va vota un nou cabinet de miniștri până pe 29 ianuarie, atunci va fi dizolvat. Discutăm despre acest subiect cu invitații mei din această seară, domnul Alexei Turburi, analist politic, domnul Vasile Năstase, jurnalist, membru al Platformei Civice Demnitate și Adevăr, și doamna Ecaterina Mardaruici, președintele Clubului Politic al Femeilor. Bună seara și bine v-am găsit! Bună seara! Astăzi, candidatul desemnat de către președintele Nicolae Timofti a început consultările cu partidele parlamentare. Astăzi a mers să se întâlnească cu cei de la PLDM. Am și urmărit un subiect realizat de colegii de la Știri despre această întâlnire și a propus mai multe principii de formare a guvernului, cum vi se par din cele auzite până acum. Sunt principii care vin să facă eventual și o coeziune cu viziunile celorlalte partide. Există, întrevedeți, șanse ca să existe discuții mature, discuții cu finalitate ulterioară și cu celelalte partide?
doamna Anastase sau doamna Mărdăroviciu. Cine dorește? Doamna Mărdăroviciu, mai bine dumneavoastră. Desemnarea lui Ion Sturza în calitate de premier, de prim-ministru, cred că este o lecție nouă și este un alt fel de început pentru o guvernare în Republica Moldova. Șansele, bineînțeles, să fie ales sau nu, nu se știe. În politică se spune foarte des, e ca și niciodată nu zi niciodată. Nu știm ce poate să fie mâine, poimâine, însă începutul formării unui nou guvern și stabilirea principiilor, sper că aceste principii să nu fie ca și celelalte anunțate de alianță până acum, cum era acele principii cu privire la valori, principii și valori. Principii, da. Și valori. Deci da. Noi asistăm acum, chiar în prima zi, la niște lucruri foarte concrete. Se vorbește clar despre integritatea viitorilor membri ale guvernului, despre principiile de formare a guvernului și mai mult chiar decât principiile de formare, cât chiar și principiile de activitate a membrilor guvernului. Toate frumoase. Este important ca să ne asigurăm și să vedem care sunt șansele ca acest guvern să fie votat. În același timp, eu cred că și de o mare apreciere președintelui Timofti că a desemnat un candidat și doi, că s-a găsit un candidat care, neavând o majoritate din start, a hotărât să-și asume anumite riscuri și să încerce formarea unui guvern. Poate dacă vine cu un program bun, cu o echipă foarte bună, poate se vede că vom avea și un exercițiu când începând de la alt capăt, atunci când președintele își impune punctul de vedere, poate putem realiza lucruri mai bune decât practica care a existat până acum în Republica Moldova pentru formarea unui guvern. Domnule Tăubure, în viziunea dumneavoastră, principiile pe care le-a anunțat astăzi domnul Sturza, inclusiv cele ce țin de declarația cu privire la integritatea persoanelor care vor forma cabinetul de miniștri, ce părere aveți? Există șanse? E o teorie frumoasă care poate fi însă pusă în aplicare? Până la principii și șanse, eu vreau să declar următoarele, că ceea ce s-au produs ieri, astăzi, sunt lucruri bune. De ce sunt lucruri bune? De atâta pentru că au dejucat anumite scenarii, pentru că de dimineață noi am avut altceva, am avut această declarație a lui Plahotniuc care revenea... În puterea nopții, nu de dimineață. În puterea nopții, da. Nu dimineață, și când s-au trezit e dimineață, și când au citit treaba asta. Au căzut terapia de șoc peste noi dimineață. Așa, da. Am citit această postare a domnului Plahotniuc despre revenirea lui, nu știu de unde, pentru că nu plecase, în realitate, în politică. Plecarea acestor comuniști, două lucruri absolut sincronizate care trebuiau să prevină anunțarea acestui candidat. Trebuiau să-l convingă matematic pe președinte că PD-ul are dreptul să înainteze candidatura la prim-ministru. Vedeți ce abordări primitive. Deci faptul că i-au distrus și un guvern care se considera european, faptul că sunt autorii celor mai răsunătoare, jafuri și așa mai departe, crime, asta nu joacă niciun rol. Faptul că ei n-au suport popular, faptul că au aruncat țara într-o izolare financiară internațională, asta pentru ei nu contează. Contează că au mai mulți deputați decât PLD-MEU și președintele este obligat să accepte candidatura lor. Vedeți că matematica e matematica, în politică acolo altfel lucrurile se întâmplă. Oricum e bine, va fi votat guvernul Sturza sau nu va fi votat guvernul Sturza și explic de ce. Dacă va fi votat oricum, acest guvern va intra imediat în conflict cu o majoritate dubioasă care s-a format acum în Parlament, este o majoritate algebraică, este majoritate matematică, cei care nu are nimic comun cu politicul. Deci sunt adunați acolo niște oameni care au scopuri diametral opuse. Sunt acești comuniști 14 care până acum au promovat anumite idei, inclusiv ideea neutralității, independenței și nu știu ce. Este PL-ul care pledează pentru apropierea cu NATO.
Există grupul Leanc care vorbește despre integrarea europeană și așa mai departe, sau cel puțin are identitate respectivă. Deci este o adunătură de oameni care sunt uniți numai prin faptul că apleacă urechea la ceea ce le spune Plahotniuc. În restul acolo, politic, acolo nu îi unește absolut nimic. Deci dacă este votat guvernul Sturza, care sper eu va fi un guvern bun, va fi o echipă într-adevăr de calitate cu un program politic, atunci acest guvern va intra în conflict cu Parlamentul, care este un parlament deja învechit politic, vorbind moralmente, oricum doriți. Un parlament trebuie să fie reînnoit. În cazul în care guvernul Sturza nu este votat, eu nu știu cum va vota, de exemplu, Ghimpu sau Leancă, un alt candidat sau o altă echipă pro-europeană după ce au respins echipa lui Sturza, care în percepția populară, în percepția majorității, este cel mai optimal, dacă nu ideal, candidat acum să conducă un guvern pro-european, un guvern care trebuie să înceapă transformările și reformele. Deci, PD-ul produce greșeală și eroare după eroare. Declarațiile de ieri a lui Lupu sunt pur și simplu halucinante, că noi nu ne vom întâlni niciodată cu acest candidat, șanse sunt zero, Timofte a încălcat Constituția și așa mai departe. Deci tu te declari sau te auto-intitulezi partid pro-european și nici nu dorești să te întâlnești cu un candidat care a fost desemnat absolut constituțional și legal de un președinte, fie el chiar anti-european acest candidat, tu ești, ar trebui să te întâlnești cu dânsul, să arăți o minimă cultură politică. Mai, da, aici noi avem un candidat care, principiile căruia sunt cunoscute, pentru că el nu a tăcut omul ăsta, au vorbit foarte mult până acum. Și noi îl cunoaștem. Noi cu doamna Mardarovici îl cunoaștem. Am văzut în mai multe postări. Bine, unora displace, dar dacă să vorbim despre principiile europene, noi cunoaștem poziția domnului Sturza. Cu doamna Mardarovici îl cunoaștem în calitatea de prim-ministru, cu noi am fost membri a Alianței pentru Democrație și Reforme 98-99, care au susținut acest guvern. Guvernul ADR-ului a fost emanarea acestei majorități atunci. Deci îl cunoaștem. Și în cazul în care Sturza nu este votat acum, eu nu văd cum poate să se creeze o majoritate care va fi în stare să voteze o echipă sau un grup de oameni care vine din anturajul lui Plahotniuc, din zona asta a Partidului Democrat, și noi cam intuim cam cine poate veni de acolo. Cum o să ridice mâna același Leancă sau Ghimpă? Mie îmi pare asta imposibil. De aceea asta e un pas, dacă nu spre un guvern bun, pro-european, e un pas spre alegeri anticipate și eu cred că asta e bine pentru că sistemul trebuie restartat. Vorbind până atunci, mai există multe de discutat până la alegeri anticipate, adică poate nu se întâmplă asta chiar în acest an sau la începutul anului viitor. Până să meargă domnul Sturza să se întâlnească cu celelalte partide, poate să răzgândește și Partidul Democrat până atunci, e important să vorbim poate de principiile pe care le-a anunțat. Poate aceste principii despre care doamna Mardarovici spunea că sunt concrete, sunt lucruri clare, poate cumva aceste principii vor fi foarte atractive pentru cei care până acum, mă refer aici la Partidul Democrat, nu le displac aceste principii, aceste lucruri concrete care se referă la profilul cabinetului de ministri, la profilul guvernului, la programul pe care și-l propune domnul Sturza. Există posibilitatea ca domnul Sturza, venind cu aceste principii, să facă o ofertă pe care PD-ul, de exemplu, să o poată lua cel puțin în calcul la o primă întâlnire? Cred că glumiți, domnul Mișin. Eu adresez întrebări. Trebuie adică, chiar și în teorie putem discuta dacă există șanse. Avem și noi dreptul să... Teoria probabilității. Avem și noi dreptul să gustăm din această glumă spirituală, nu? Păi, cum să accepte PD-ul principiile integrității
moralității unor politicieni, când ei acolo sunt, cu toții sunt perverși din punctul ăsta de vedere. Sigur că pentru ei, cu cât omul este mai bandit, cu cât este mai hoț, cu cât a furat mai mult, cu atât mai repede are șansa să acceadă acolo. Nu, eu vreau să spun altceva, că Pele din Meu, la un moment dat, după ce a fost reținut sau arestat Filat, probabil că într-un fel sau altul, din spaimă sau din alte motive, au înțeles un pic lecția și au preluat de la Platforma Civică Demnitate și Adevăr niște principii. Principii pe care noi le-am spus în piață de atâtea ori, că atunci când vorbim despre schimbarea clasei politice, trebuie să vorbim neapărat de transparență, de integritate și de profesionalism. Iată că domnul Sturza a venit aici și într-un fel a preluat aceste principii, lucru care este îmbucurător și este de bun augur. Este foarte bine să se întâmple așa ceva, pentru că schimbând o clasă politică nu poți să te bazezi decât pe aceste principii foarte, foarte serioase. Asta este una la mână. De ce este important, și aici aș fi de acord cu domnul Tulburi, de ce este important ce s-a întâmplat zilele acestea? Noi acum intrăm în cea de-a doua fază de scoatere a statului din captivitate. Prima fază a fost cea a marilor proteste, a deșteptării populației. Oamenii au ieșit în piață, oamenii au spus ce vor, oamenii cu niște revendicări. Bandiții nu au acceptat să implementeze aceste și nici nu puteau să implementeze revendicările populare, pentru că acolo era vorba de scoaterea instituțiilor de drept și de reglementare din captivitate, lucruri despre care vorbește și Sturza și vorbește și Pele de Meu. Ar trebui să vorbească și domnul Leancă și îl invit de zeci de ori să spun acest lucru. Îl invit pe domnul Ghimpu, pentru că așa au promis ei în campanie electorală și altfel au făcut din 2010, de când au ajuns la guvernare. Cel mai important lucru care s-a întâmplat astăzi și poate că multă lume a văzut este faptul că Pirca Tapiola a spus public că susține această candidatură, a vorbit foarte bine despre domnul Sturza ca un om care are profesionalismul necesar, are integritatea necesară și că va constitui un guvern bun. Iată, acest lucru ar trebui să-l înțeleagă și Leancă și Ghimpu și ar trebui să se alinieze la demersul Pele de Meului, astfel încât să fie trei grupuri parlamentare acolo care, sau trei partide care acceptă propulsarea lui Sturza. Dacă nu va vrea PD-ul, deja asta este altceva, pentru că PD-ul în principiu nici nu știu cum ar putea să voteze o asemenea persoană, pentru că PD-ul este, nu este un partid, este o structură criminalizată. Și acest partid, din punctul meu de vedere, trebuie scos din competițiile electorale și, în general, trebuie scos din registrul Ministerului Justiției. Pentru că acolo, în afară de faptul că sunt oameni condamnați, în afară de faptul că sunt oameni care nu că bântuie asupra lor suspiciuni de corupție, cum a fost, de exemplu, la Filat sau la alții, dar chiar oameni care au fost, s-a demonstrat de către instituțiile internaționale că ei sunt autorii atacurilor Reuters, ei au spălat miliardele, ei au comis fel de fel de jafuri, au furat miliarde din Republica Moldova și au jefuit poporul. Domnule Năstase, pentru că ați pomenit despre poziția delegației UE la Chișinău și declarațiile pe care le-a făcut domnul Tapiola, să urmărim și subiectul ca și telespectatorii să vadă care este poziția Uniunii Europene față de candidatura lui Ion Sturza. Mr. Sturza, well, he's a very capable person. Îl cunosc bine pe domnul Sturza și pot să spun că este o persoană capabilă. Acum este foarte important să se ajungă la un consens intern în cadrul consultărilor cu partidele. Ar fi bine ca o prioritate a noului guvern să fie implementarea reformelor de care are nevoie această țară. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui eveniment organizat cu scopul de a evalua gradul de punere în aplicarea prevederilor acordului de asociere semnat de Republica Moldova acum un an și jumătate. Ambasadorul european și-a exprimat dezamăgirea în legătură cu ritmul lent de implementare a reformelor. I have to say that I had expected more in the first Trebuie să spun că mă așteptam la mai mult după un an și jumătate cât a trecut de la semnarea acordului de asociere. Sper că următorul guvern al Republicii Moldova va repara climatul de afaceri, care este acum mai prost decât în anul 2008. Acordul de liber schimb poate reprezenta o soluție, însă prevederile care se conțin în cele peste 1000 de pagini ale acordului mai trebuie și puse în aplicare. Aceste prevederi nu aduc beneficii dacă rămân doar pe hârtie.
Amintim că acordul de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană a fost semnat pe 28 iunie 2014. El reprezintă un tratat internațional menit să creeze un cadru de cooperare dintre Moldova și statele membre ale comunității europene și să ducă la modernizarea țării noastre. În ultimii 8 ani, volumul de asistență financiară nerambursabilă acordată de Uniunea Europeană Republicii Moldova a depășit suma de 600 de milioane de euro. Discutăm mai departe aici în platoul de la ora expertizei. Iată o părere, iată o poziție care vine din partea Uniunii Europene și între timp discutăm în acest platou despre pozițiile care sunt așteptate din partea grupului Leancă și a Partidului Liberal, care de altfel ezită să se pronunțe deocamdată. De ce? Eu aș vrea să spun un lucru, să nu rămânem romantici ca în anii 90, deși nu cred că asta a fost cel mai rău lucru pentru acea perioadă. Sigur că doar principiile anunțate de Ion Sturza pentru formarea guvernului și condițiile sau acele calități pe care trebuie să le întrunească viitorii membri a guvernului, nu putem să sperăm că uite, toți deputații vor spune ce principii corecte și noi vom vota asta. Nu. Eu cred că aceste principii sunt foarte importante, cum am zis, sunt concrete, dar eu cred și în abilitatea domnului Sturza de a negocia și a discuta cu acești candidați, cu acești deputați, individual sau cu grupul, cu PD-ul, cu PL-ul, cu grupul Leancă. La negocierile sau abilitățile de a negocia, deseori sunt sinonime cu compromisurile. Ar trebui să facă compromisuri, domnul Sturza, și ce fel de compromisuri în cazul în care aceste discuții ar fi cu Partidul Democrat? Dar a pornit foarte corect. Au fost anunțate principiile. Asta ar însemna că de la aceste principii și noi cel puțin asta așteptăm, că domnul Sturza nu va ceda în principii. Acum negocierile pot fi diferite. Spre exemplu, toate aceste partide, respectând aceste principii, își pot desemna anumiți membri în acest guvern și chiar a spus domnul Sturza, pentru că în afara supărării noastre și pe toate partidele parlamentare, trebuie să recunoaștem și eu recunosc personal, cunosc deputați din toate partidele, oameni integri, oameni cum se cade și profesioniști, îi cunosc și doar că aceștia întotdeauna s-au aflat în umbră și sper că acum, grație acestor principii, să aibă o șansă ca acești oameni să se regăsească sau să fie scoși în față de toate aceste partide. Deci negocierile vor avea loc, compromisurile ar trebui acele compromisuri. Problema nu-i doar în compromisuri, că se fac, ele se fac în orice negociere. Care sunt și dacă va fi asigurată transparența, cum a spus despre un principiu domnul Năstase, ca să se asigure transparența. Uitați-vă, aici am mers la compromis. Asta a fost spus, asta am făcut noi. Iată a doilea compromis pe care l-a făcut PD-ul și a treilea pe care l-a făcut candidatul la funcția de prim-ministru. Deci este vorba de asigurarea unui proces de negocieri transparent, fără secrete, pentru că secretele au existat în Republica Moldova pe niște lucruri foarte mărunte, care întotdeauna a dus și a subminat stabilitatea tuturor, aproape tuturor guvernurilor. Avem o modă așa de secrete în Republica Moldova. Cred că domnul Sturza acum nu va mai accepta și sunt sigur că nu va accepta niciun fel de secret în procesul de negocieri. De aceea, din punctul meu de vedere, dat fiind ce a declarat că li se oferă partidelor posibilitatea să înainteze și să participe la formarea guvernului, aici eu aș vedea șansa și posibilitatea ca acest guvern să fie votat. Și dacă aceste compromisuri sunt legate de instituții, de cele de drept, de cele de reglementare? Nu cred astfel de... Aici nu poate să existe niciun fel de compromis. Aici nu poate să existe compromisuri și doi. Trebuie totuși să știe, este vorba de putere executivă, legislativă și... Judecătorească. Deci, domnul Sturza, deci noi avem un candidat la funcție de prim-ministru. Este vorba de asigurarea puterii executive, exact în limitele prevederilor constituționale și ceea ce trebuie depinde de un prim-ministru. Cât privește asigurarea independenței judecătorești, trebuie să se... aici deja este o intercolaborare între toate aceste instituții pentru a asigura cadrul legislativ astfel ca justiția
Și structuri să-și facă treaba pentru a găsi leagă. Să renunțe la pârghiile pe care le-a obișnuit să le aibă. Va ceda atât de simplu? Sau, altfel spus, întrebarea ar trebui să sune și altfel. Domnul Sturza are acea abilitate, este capabil să convingă cumva Partidul Frate, Democrat? Iarăși noi vrem să credem într-un erou. Domnul Sturza, ce poate face o persoană? Să opună rezistență, cel puțin asta, nu, asta e important. Noi vedem că crâmpeii de rezistență, vedeți ce face Peledemeu, președintele, dă rezultate foarte mari. Dar Sturza nu poate de unul singur să ne întoarcă țara la normalitate. Noi toți avem un rol aici. Nu să fi fost ușor, domnișoară, să fi fost ușor să recăpătăm instituțiile, să le eliberăm, noi le-am fi eliberat. Pentru că am avut proteste de amploare, s-au vorbit atâta și se vorbește și se insistă și așa mai departe. Domnul Sturza n-ar fi, eu cred așa, că n-ar fi fost niciun sens în înaintarea sau acceptarea de a fi candidat la post de prim-ministru dacă dumnealui are de gând să intre în niște compromisuri de tipul celor la care am văzut și în 2014, și în 2010, și în 2009, și așa mai departe. Și atunci care este finalitatea sau asul de munică? Eu am vorbit. Domnul Sturza, așa cel puțin înțeleg eu lucrurile, ar trebui să vină acum cu trei lucruri fundamentale. Asta e însuși tehnologia negocierilor, la ce s-a referit doamna Mardaroviș, trebuie să fie una transparentă, una democratică, una europeană, să arăte cum trebuie să fac treaba asta. Doi, o echipă a unor oameni integri, să arăte că noi avem echipă, sunt oameni care poate știu ce trebuie și cum trebuie de făcut în Moldova, și un program bine închegat. Și atunci lasă într-adevăr Leancă sau Ghimpu, dacă ei doresc să mai rămână în marea politică moldovenească, dacă ei într-adevăr mai sunt partide politice și au identitate politică și au scopuri politice, orientare pro-europeană, lasă să încerci să respingă aceste lucruri. Atunci, dar eu n-am îndoiel deloc că domnul Leancă și domnul Ghimpu, chiar cu domnul Ghimpu, tot caracterul lui așa vulcanic și întotdeauna îl ia limba pe dinainte, trebuie să spunem așa cum este, eu cred că vor fi raționali în ceea ce privește discuțiile și votul pentru acest guvern în momentul în care vor avea niște discuții. Dar atât Ghimbu cât și grupul Leancă pot să-l voteze, cel puțin de fațadă, știind că, de fapt, Partidul Democrat nu va da voturi și nu vor strânge suficiente voturi. Și acest exercițiu în Parlament va fi în zadar. Da. Domnișel, deci noi avem două posibilități. Pentru că acum ne învârtim în jurul cozii. Fie domnul Sturza va fi votat, fie nu va fi votat. În cazul când va fi votat domnul Sturza, noi vom avea un premier care va fi într-un fel un premier tribun, un premier care va vocifera ceea ce vrea să asculte poporul de atâta timp și va încerca să facă niște lucruri pe care le poate el ca prim-ministru. Adică să scoată Republica Moldova din această izolare internațională, să discute cu femeii și mai departe, să deblocheze anumite lucruri care țin de finanțare și să vină cu un program economic. Astea sunt lucruri pe care un premier le poate face și un guvern le poate face. Însă, va fi o mare problemă cu justiția, pentru că justiția la ora actuală se află, și aici nu poate fi compromisul, nu se unde lege nu-i tocmeală. Nu poți face compromis că să-l dai pe gură în jos sau să nu-l dai. Și nu poate să vină un alt gură în locul lui. Deci trebuie să vină un profesionist, un om integru, un om care va pune la pușcărie pe toți. De la PD, de la Pele, de la Pele, de la Leancă, pe toți, absolut pe toți. Înțelegeți care e problema? Noi avem nevoie de așa ceva. În momentul în care cineva va spune că, domnule, nu acum, pe nu știu cât, acolo nu merge treaba așa noi ceva. Noi putem discuta în termeni va fi sau nu va fi votat Ion Sturza în calitate de prim-ministru. Asta este prima variantă. E o discuție care merită fi dezbătută, dar mai există și altceva. Ați văzut în ultimele zile pozițiile atât a Uniunii Europene, prin delegația Uniunii Europene la Chișinău, cât și poziția Statelor Unite ale Americii. Am văzut că sunt vocali de această dată, mai ales
Și aici este și susținerea președintelui țării. Și există o troiță, doar o secundă, există o troiță de susținere și mă întreb, dacă în aceste negocieri, în consultările pe care le-a pornit domnul Sturza, ar putea fi aici și influența sau o presiune sau altfel, un tip de convingere din partea structurilor europene și ale Statelor Unite pentru ca Partidul Democrat să fie convins într-un fel sau în altul să accepte și să meargă pe acest guvern. Deci asta este prima, ceea ce am vorbit. Prima soluție este că, uite, a ajuns domnul Sturza acolo și ce are el de făcut. A doua soluție, că nu ajunge domnul Sturza acolo, se mai propune odată candidatura lui, pentru că nu văd altceva aici, nu văd... Ar trebui să vină cineva mai puternic încă. Și cineva care să fie agreat de Occident și așa mai departe. Nu știu dacă în cazul ăsta, nu știu, au să voteze pe Maia Sandu după asta? Sau cineva care are un anumit rating, da? Nu cred. Prin urmare, mergem la alegeri anticipate. Și asta mi s-ar părea o chestie absolut normală. Să mergem la alegeri anticipate, populația, deci protestatarii au pentru cine vota, deci a fost creată alternativa politică, deci partidul, Platforma Demnitate și Adevăr, oamenii au pentru cine vota. Mai există niște formațiuni extraparlamentare care ar putea să vină tot aici să se coaguleze în jurul acestei platforme și populația să voteze masiv această platformă. Cât privește președintele Timofte. Eu sunt absolut sigur, asta este părerea mea de 100%, că președintele Timofte nu-l nominaliza pe Sturza dacă nu era susținerea ambasadei Statelor Unite și a Uniunii Europene. Acest lucru este absolut foarte clar. Pirca Tapiola a spus-o astăzi deschis, iar ambasadorul Statelor Unite a spus-o ieri prin acel mesaj care a fost trunchiat, manipulat, falsificat de către Zoltița lui Placut, publica, care a spus că, de fapt, ambasadorul Statelor Unite l-a urecheat pe președintele Timofte, ceea ce nu e adevărat, pentru că postarea lui a fost cu 3 ore înainte de a fi nominalizat Sturza. Și aici este o problemă foarte mare și dacă ambasada Statelor Unite a cerut deci scuze și rectificări de la această instituție a lui Plahotniuc, înseamnă că Plahotniuc deja este în conflict atât cu Statele Unite ale Americii, cât și cu ambasada, cât și cu Uniunea Europeană. Prin urmare, noi acum asistăm la începerea unei noi faze de scoaterea statului din captivitate, de deoligarhizare a Republicii Moldova și de scăparea ei de acest individ pe care îl cheamă Plahotniuc. Eu vreau să fac aici un comentariu cu privire la inițiativa și revenirea domnului Plahotniuc și aceste mișcări a Partidului Democrat. Eu cred că Partidul Democrat a întârziat exact cu aproape 2 luni cu această mișcare. Dacă făceau această mișcare încă la sfârșitul octombrie cu comuniștii și cu revenirea domnului Plahotniuc, ar fi putut să treacă până populația își mai dădea seama, până se mai întâmpla. Dar după ce acest parlament, practic, să zicem așa, 2-3 luni nu formează un guvern, demit un guvern și nu au un alt guvern, suntem o țară, nu vin bani, atâtea probleme la bugete. Și atunci ei au întârziat cu această mișcare a lor. Și eu sunt sigur că la ei se vor găsi oameni raționali și pragmatici, că sunt cei și inclusiv domnul Plahotniuc, care își va da seama că a întârziat foarte mult cu această mișcare. Și atunci eu cred, Ați văzut istoria recentă a acestui an? Când eu cred în istoriile... Eu cred într-un fel în nebunia oamenilor de afaceri. Pe cât de nebuni sunt, pe atât pot să înțeleagă și niște lucruri. De aceea, eu apreciez personal foarte mult susținerea ambasadei Statelor Unite, susținerea reprezentantului Comisiei Europene, dar sunt ferm convinsă, soluția este în negocieri între Sturza și Partidul Democrat. Să nu uităm că Sturza este unul din fondatorii acestui Partid Democrat. În acest partid mai sunt niște oameni cu care Sturza a avut niște relații foarte bune, chiar și domnul Diacov ar putea să-și joace un rol. Eu nu vreau să sugerez că s-ar putea să se întâmple o fisură în cadrul fracțiunii Partidului Democrat, dar nu aș vrea acest lucru. De aceea cred, dat fiind că sunt în acest Partid Democrat, destul de mulți oameni de afaceri, pentru că ei îi leagă și lucruri pozitive care au făcut împreună în acea luptă atunci în 98 cu ADR-ul. Deci eu sper
că, și cred că soluția este în negocierile pe care o să le ducă candidatul Sturza cu Partidul Democrat. Și aici, dacă aceste negocieri ar putea fi cumva mediate sau undeva ar putea fi influențate într-un fel sau altul de partenerii externi, de cei europeni și cei occidentali, Eu în primul rând nu împărtășesc opinia doamnei Mardarovici. Eu cred că cu Partidul Democrat acolo nu mai e cu cine negocia. Din păcate, pleiada sau generația anilor 98 este reprezentată de o singură persoană acolo, de Diacov. Cine mai este? În rest, e gruparea lui Plahotniuc care are cu totul alte scopuri și nici percepția interesului public acolo nu prezintă. Eu e de ajuns să analizăm această postare. Știu că eu cunosc câteva persoane, deputați, care chiar merită mai mult decât, pentru că eu tot sunt din partidul ăsta și tot am fost membru fondator acestui partid. Eu am care am scris statutul și primul program a acestui partid și am fost la izvoarele și începuturile acestei formațiuni și din păcate trebuie să constat că s-a ajuns unde s-a ajuns. De ajuns să facem o analiză a contentului, a conținutului acestei postări, ca să ne dăm seama cu oamenii care au scris această postare, că nu Plahotniuc a scris-o, mă rog, el a acceptat-o, îs puțin adecvați, dacă nu spun când inadecvați. Uitați-vă, 6 ani acest partid, în componența unei alianțe, alte alianțe, a fost la guvernare. Rezultatele guvernării sunt dezastruoase. În privința reformelor, omul ăsta, care conduce un partid care se auto-intitulează pro-european, un cuvânt în postarea sa nu spune despre acord de asociere. Un cuvânt nu spune de reforme, de... Sau Europa, măcar spune. El spune de terapie de șoc. Cam cum ar veni acum, după 6 ani de guvernare dezastruoasă, să mai faci terapie de șoc? Asta, fraților, noi pe voi v-am dezbrăcat, v-am luat pâinea de la gură, v-am umilit, v-am jefuit, acum vă facem și terapie de șoc, vă punem la perete și vă împușcăm. E ca numai așa se poate înțeles ideea asta. Eu nu mai vorbesc că sunt necărturari. Și nu înțeleg ce e asta terapie de șoc. Probabil au învățat expresia asta și le se pare foarte reușită și o să o repete. Eu vorbesc că ei își permit în condițiile, pe fundalul acestui dezastru politic, financiar, economic, să se dea cu idei de felul ăsta. Să negocieze. Ce să negocieze cu partidul ăsta? Și de ce un om care are principii, care clar declarat ce are de gând să facă, care are o reputație publică la urma urmei, să intre în negocieri cu niște oameni care au un anti-rating record, deci 100%. Este quasi unanim, oamenii nu mai vreau pe ăsta. Noi am avut acum, și încheie aici, noi am avut acum ultimul sondaj câteva zile în urmă, americanii l-au făcut. Toate trei partide, nici 10% nu acumulează, domnule. Ăstea care pele de mie, pe deșpele. Ca să înțelegem care este sensul acestei terapii de șoc care a fost anunțate, aici avem o întrebare. Până la urmă, de ce, de exemplu, nu a aplicat această terapie de șoc în 2001? Atunci în 2009 trebuie să înceapă. Păi era suport internațional, era susținere populară, avea înainte 4 ani și toată lumea... Asta-i... Cum spun? Abecedarul economiei și politicului. Păi da, așa începi la început terapia de șoc și răbzi și îți vine compensațiile, îți vin de psihotare, tu finanțezi anumite lucruri, mai compensezi anumite costuri. Bine, dar de ce filat? Doamne, Mărdărăși, dar al doilea partid nu era PD-ul. Dar PD-ul nu poartă răspundere. Filatul a început anumite transformări, altă treabă, cheltuielile și-au trădat și idealurile și aspirațiile. Toți poartă răspundere, sunt de acord cu dumneavoastră. Acum, după ce Filat a nimerit în pușcării, de-am Filat, știți, răspunderea lui Filat e alta. Acum răspundere poate poartă omul ăsta care a spus că noi venim în față, în avanscenă și ne asumăm răspunderea. Da, dar domnul Tulbure, pe de altă parte, noi cu dumneavoastră, ca fost deputați, nu putem să spunem nici că cu cine ar putea să vorbească un prim-ministru. Știți, poate este trebuie să vorbească, dar nu-i cheia succesului în negocieri cu PD-ul. Prim-ministru desemnat, este o glumă. Părinții sunt de la Dumnezeu, deputații de la popor. Noi, poporul, care i-am votat și am fost atât
cum am fost, ca să nu spun acum cum am fost, că în noiembrie aproape știam de miliard, știam și de mai multe lucruri și totuși am creditat cu acest vot. Eu nu știam de miliard. Poate nu știați, dar eu nu știam. Păi cum eu nu știam? În decembrie am aflat de miliard. Bine, nu era vorba de miliard, era clar că este ceva în spatele băncii de economice. Dar nu se știa de proporțiile jafurilor. Așa. Știa că ceva, bine, orhei ne-a demonstrat, multe, chiar de dacă știm totdeauna îi votăm, orhei ne-a demonstrat acest lucru. Eu nu i-am votat. Și, eu am votat acei care zic, hai să salvăm țara. Exact, da. Fost dar poporul, cei care au votat pe acești oameni, ei sunt deputați și dacă noi vrem totuși un prim-ministru și cu adevărat dorim ca acest guvern să fie format și eu aș vrea ca acest guvern să fie format, îngrijorarea mea, spre exemplu, este doamne, total asta. Eu am dormit câteva nopți în piață și știu publicul de acolo și oamenii, îți votanții PL-ului și PLDN-ului. Toți ca unul au spus că noi ne retragem votul. Ia că asta a fost manifestare. Și eu prin sate îmblu și vorbesc cu oameni și zic că noi nu mai votăm și am greșit, înseamnă că suportul popular nu mai există. Da, și vor arăta s-a produs legile. În noiembrie, și vor arăta gata, legile. E consumat. Dar formarea unui guvern acum nu poate să ne bucure chiar atât de mult cu 51 de voturi pentru guvernul Sturza, pentru că riscurile încă sunt foarte mari să nu fie votat să nu fie ales votat președintele și alegerile anticipate sunt într-un fel iminente. Pe de altă parte, deci, alegerile anticipate, când ai un guvern Sturza care ar putea să monitorizeze procesul alegerilor anticipate altfel decât acum cum avem un guvern demis care e în exercițiu și în fond fiecare își face datoria. Și care tot anul plahotniuc este exact, de fapt? Poate, nu e tot, că avem miniștri de peste tot, de la toate guvernele. Deci, cei de la PL și de la, de la PD, clar că sunt ai lui. Și atunci PD-ul ar putea să iasă chiar frumos din această situație complicată, să voteze acest guvern Sturza, să nu se formeze, să nu poată vota președintele și oricum să mergem în alegeri anticipate care aranjează aproape toată lumea. Aproape toată lumea aranjează. Însă Republica Moldova, dacă acest proces de formare a guvernului ar fi așa cum am zis transparent, respectându-se acele principii cu oameni integri, am putea să știe, să zicem că am mai făcut cel puțin o lecție, un exercițiu cu adevărat democratic și s-a format un guvern în care nu avem miniștri cu dosare, cu alte necazuri pe care le au unii miniștri. Noi n-am discutat astăzi și aș vrea, cu permisiunea dumneavoastră, domnule Mișin, să vorbim un pic și despre intenția acestei grupări de Parlament, care ar vrea cumva să inițieze procedura de impeachment președintelui Timofte. Deci, dacă vor... Asta e planul B? Sau... Asta e planul B. Și dacă acești indivizi vor într-adevăr... În B. Vor într-adevăr o revoluție din asta serioasă și foarte serioasă, nu mai se încerce. Azi este ziua de naștere a președintelui Timofte. Noi l-am criticat 4 ani de zile pentru că el a tăcut, el a făcut joc cu bandiților, dar astăzi îl felicităm pentru că e ziua lui de naștere și pentru faptul că a înțeles să dea curs solicitării deci, partenerilor noștri externi și a făcut un lucru bun, inclusiv deci, revendicărilor sociale, în sensul că noi cerem scoaterea statului din captivitate. Iată că încetul cu încetul, dacă scoatem președinția din captivitate și rezolvăm și cu guvernul, ne rămâne în principiu justiția. Și acest lucru poate fi făcut. Prin urmare, sfatul meu pentru acești indivizi de acolo, de la Nobel și din alte părți, este să nici nu încerce să pună problema destituirii lui Timofte, pentru că el pe data de 16 martie oricum pleacă. Și dacă domnul Sturza reușește să ajungă prim-ministru, cred că el va fi acesta va fi un guvern de tehnocrați și în primul rând el ar trebui să se ocupe de scoaterea anumitor instituții din captivitate și pregătirea unor alegeri anticipate, libere și corecte. Suntem pe final de emisiune și ar vrea să mai abordăm încă un aspect. Cabinetul sau cine va face parte, care este profilul ministrului din cabinetul Sturza. Domnul Sturza vorbea despre faptul că fiecare trebuie să-și depună o declarație de integritate, inclusiv fără cazier juridic, fără cazier fiscal, să fie integru. Nu știm cum va fi evaluat mai târziu un ministru X sau Y, dar ne interesează de unde vor veni acești oameni. Fie de pe filiera societății civile, dar domnul Sturza
Ciucă a vorbit și despre posibilitatea de ca aceștia să vină de pe filiera politică cu condiția ca aceștia să-și suspende calitatea de, de membru de partid. Membru activ de partid, sau de membru activ al partidului. Cine ar putea în Republica Moldova? Avem nume? Vă gândiți la anumite? Specie rară pe la noi, dar sunt. Sper că... Adunăm un 14 Eu cred oameni. Că, știți, era un consilier la Voronin, primul consilier, nu-i mai pronunț numele, care spunea că, din păcate, în Moldova noi avem oameni pentru un guvern, pentru un teatru, pentru o echipă de fotbal, pentru... Nu avea dreptate, bineînțeles, avem oameni. De peste hotare cineva, la sigur, din zona finanțelor și economiei, probabil Maia Sandu, Alexandru Muravski, nu exclud Anatol Arapu, care a fost ministrul de finanțe atunci în guvernul ADR, nu știu acum care e situația cu dumnealui. Cred că el va reuși să prezinte o echipă care va arăta net superior oricărei alte echipe care poate fi prezentată de Plahotniuc, de exemplu. Cu băieți de tipul Botner și așa mai departe. Asta e... Da, eu aș vrea să spun că există oameni foarte serioși. De exemplu, pe site-ul implicare.media, pe care noi l-am lansat din partea Consiliului Marii Adunării Naționale, au venit, nu știu, probabil că acum sunt 500 sau 600 de CV-uri. Eu am văzut niște CV-uri remarcabile. Eu m-am întâlnit ieri în piața Marii Adunării Naționale, m-am întâlnit cu un om, mi l-a prezentat cineva, un coleg de-al meu, și mi-a spus că fata dânsului a terminat Sorbona. Și am mai intrat și băiatul lui învață, lucrează la Londra, are casă, lucrează la o bancă, deci europeană acolo sau engleză. Și am rugat neapărat, spuneți-le copiilor dumneavoastră să trimită CV-ul, iată, pe acest site. Avem o grămadă de oameni în străinătate care sunt asigurați, care sunt pregătiți, care sunt integri, care n-au avut nicio treabă cu statul. Ar vrea să vină oamenii ăștia aici să pună umărul. Deci, poftim, iată un bazin din care domnul Sturza, de exemplu, își putea să alimenteze. De acolo. Sunt de acolo. Și altele. Eu sunt absolut sigur că și domnul Sturza cunoaște oameni din România, cunoaște oameni din afară, poate cunoaște chiar străini care ar putea să îi implice, dar nu de genul târgovețelor lui Plahotniuc, dar să aducă niște oameni serioși care, într-adevăr, să pună umărul și să scoatem țara asta și din captivitate și din sărăcie. Este o opțiune de persoană concretă care ar putea sau pe care o vedeți în garnitura cabinetului? Nu, eu nu aș vrea să dau nume acum, pentru că domnul Sturza și-a asumat ceva și acum nu vreau să vin nici cu influență, nici fără influență. Deci este problema dânsului să vină cu o garnitură, dar eu reiterez faptul că există acest bazin de candidaturi foarte serioase, de oameni de-a noștri, de străinătate. Noi, domnule, noi avem deputați în Parlamentul Irlandiei, avem, eu cunosc, deci, oameni care lucrează în primăriile din Germania, din Hamburg, chiar m-au găsit pe Facebook. Dar la etapa asta nu eu îmi cer scuze. Okay. Poate să vină și cu cetățeni străini care îi naturalizăm aici, dacă este necesar. Da, de exemplu, da. pentru procurorul general chiar ar fi nevoie de unul care nu e legat cu nimeni. Nici un fel de... Sigur că azi da. Un... Integritate, profesionalism, transparență. Dar eu cred că ne publicăm Moldova... Eu am doi copii peste hotare și să nu credeți că aș avea ceva și sunt bine și sunt buni. I-aș aduce acasă dacă ar vrea. Dar eu cred că noi cei care am rămas acasă suntem încă destul de buni și sunt foarte mulți buni pentru a conduce această țară, Republica Moldova, care are un buget mai mic ca bugetul unui oraș mare european. Deci nu suntem sau atât de mari de România. Sau un județ de România. Nu ne trebuie neapărat să avem un Harvard sau nu știu, nu ne-ar strica. Și e bine cei cu Harvard să vină sau cu Sorbona acasă, dar e bine să fie cei de acasă care au făcut și carte, sau care cunosc realitățile, sau care combinăm. Sunt integri și ar putea să ne dea, să ne consulte cei care sunt în afară, pentru că a zis ei, își pot permite aceste consultări să ne le facă celor care suntem acasă. Problema Republica Moldova este că nu am învățat să avem respect unii de alții și tot timp căutăm sau dușmanii că vin din afară sau cei care trebuie să vină din afară să ne salveze. Haideți și ne-o salva noi pe noi. Ceea ce ne lipsește cu desăvârșire și problemele care au fost create în toate guvernele
este lipsa unor oameni de integritate, oameni care nu sunt certați cu morala. Dar avem și oameni necertați cu morala, avem oameni profesioniști, dar care probabil s-au retras în umbră, văzând că în față sunt scoși cei care au alte calități. Deci eu cred că domnul Sturza poate găsi și în afară, dar este bine să caute bine aici în țară, pentru a-i încuraja pe cei care au rămas și s-au consacrat aici acasă și să facem un guvern cu oameni întregi și să respecte aceste principii. În declarația sa, după consultările cu PLDM-ul, spunea că în cabinetul de miniștri ar putea figura persoane din actualul guvern, din fostele guverne inclusiv. Dacă e să vorbim despre actualul guvern, cine credeți că ar putea eventual face parte din viitorul cabinet? Eu, de exemplu, nu văd pe nimeni din... Loreta Handravura, ministra transportului, deși auzeam într-o discuție că acest minister... ministrul sportului și tineretului și care a fost viceministru la educație și care a făcut o echipă extraordinar de bună. Și eu voi vorbi de oamenii pe care îi cunosc personal și cunosc personal despre integritatea acestor oameni. De aceea pornesc de la Loreta Handravura, doamna Monica Babuc, care face față și care este un ministru din ceea ce cunosc eu, iarăși spun. Dar scandalul cu pelinguțele, ați auzit? Vorbesc de doamna Babuc, de la ministra culturii. Așa. Și mai avem ce miniștri, unde mai avem ca să... eu vorbesc despre din clubul femei. Inclusiv, dar vorbesc de cei care îi cunosc, cum am zis, personal, pentru că nouă lucrurile poate să ne se pară dintr-o parte mai bune sau mai rele. Cred că nu trebuie să se regăsească în niciun guvern, nicio persoană care are un dosar deschis, indiferent că va câștiga sau nu în acel dosar, deci este partea care victimă sau, eu știu, nu trebuie să se regăsească, cu regret avem și oameni parcă care ar fi buni cu calități manageriale. Ați adus doar nume de femei și când faceți un fel de lobby pentru clubul dumneavoastră. Da, cred că și asta ar fi o șansă să avem un guvern cel puțin 50-50, că avem. Vreau să se regăsească Maia Sandu în acest Arapu, cel puțin el este foarte așa pitoresc cum vorbește la ședințele guvernului, dar ceea ce am urmărit în presă până acum nu s-a scris și nu au apărut lucruri care ar fi în conflict. Există asumările de guvern și la domnul Arapu. Ei bine, asumările de guvern e un alt handicap al Republicii Moldova. Domnul Asas. Aș vrea o mică replică. Cred că doamna Babuc a dus prea mult portofelul domnul Plahotniuc și din păcate nu a înțeles nimic, pentru că am văzut și niște chemări pe Facebook să renunțe la acest partid, să se detașeze de el, să iasă în public, să spună niște lucruri. Atâta timp cât nu le spun, eu nu cred în integritatea ei. Poate este profesionist, nu zic nimic, dar ca integritate nu cred. În rest, Loreta Handravura, da? Handravura, da? Dacă este doamna care a renunțat la medalii atunci, da, când... Atunci, iată, acesta este un gest de integritate. Atunci când... fac ceva, da. Da. Cineva la decorat, nu mai vreau să spun asta cine, anume l-a decorat pe Plahotniuc și pe Filat pentru integrarea europeană, dacă vă amintiți, era un grup puștean acolo, iată au fost câțiva oameni care au renunțat la acele medalii și iată, dacă este Loreta Handravura pentru ei, atunci este o persoană integră, bravo ei pentru acest lucru. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru discuții, doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi, ne revedem la ora expertizei mâine, la aceeași oră. Toate bune!